Medeia Românilor de Pretutindeni de la Valea lui Liman, ajunsă anul acesta la cea de-a 46-a ediție, are loc în zilele de 11 și 12 august. Cam fiecare an, evenimentul reunește nume cunoscute ale muzicii bănățene, alături de ansambluri din România, Serbia și Ungaria. Printre invitați se numără Lena Miclăuș, Ramona Ilieș Drăgan, Alessandra Lazăr și Bianca Braun, în acompaniamentul formației Frații Drăgan. De asemenea, vor evolua dansatorii de la ansamblurile Dudeșteana, Ghiocelul, Boldureanca, Cununa Timișului, Doina Bihorului din Ungaria și Ia Blanca din Serbia. Programul se va desfășura duminică, începând cu ora 11. Seara de sâmbătă este dedicată tineretului, formația West Phoenix Cover fiind invitată să concerteze. Organizatorii Nedeii de la Liman sunt Primăria Comunei Tomești și Consiliul Județean Timiș.